Bună seara, stimatele spectatoare televiziunii române. Dacă este sâmbătă, la zi de zi este poveste, dar începe un pic altfel decât pe celelalte. Una dintre frumoasele părți ale Noului Testament este fixată în Evanghelia de la Matei, la capitolul acesta, 19, versetele 5 și 6. Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Așa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Sigur că o să credeți că fac într-un fel sau altul, readuc înainte una dintre marile probleme ale verii și toamnei acestea, dar de fapt n-am făcut decât să vă aduc aminte de povestea fiecarei familii care există în mijlocul poporului acestea și în mijlocul lumii întregi. Până la urmă, din această binecuvântare a Mântuitorului Hristos s-a creat tot ceea ce știm noi ca fiind familie, din bărbat și femeie, născându-se alți bărbăței și alte fetițe și de fiecare dată mergând mai departe cu imaginea aceasta a bucuriei de plină. E sâmbătă, de aceea mi-am permis să vă aduc aminte că sâmbăta uneori în Ardeal cel puțin se fac cununiile și ne aducem aminte că nu suntem chiar un popor de oameni fără cultură morală și fără atingere morală în ceea ce avem de făcut. La cuvântul acesta mi-am îngăduit să adaug un cuvânt din Immanuel Kant. Cerul i-a dăruit omului spre a-i recompensa toate greutățile trei lucruri: speranța, visul și zâmbetul. Unii încearcă să ne fure speranța, alții visul, iar alții zâmbetul. Dacă ținem de rădăcina evanghelică a existenței noastre, cred că într-un fel sau altul Kant va avea dreptate până la sfârșitul veacului. Haideți să-l facem profet, să-i dăm dreptate lui Kant și să trăim o dată în plus ca niște oameni care nu ne lăsăm furați nici de speranță, nici de vis, nici de zâmbet și îndrăznesc să spun, nici de Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.